spun așa. Ceea ce vedem astăzi este rezultatul faptului că populația județului nu a dorit să se vaccineze. Nu s-a vaccinat. Avem 25% acoperire vaccinală în acest moment, de abia 25%. Acesta este rezultatul supra-solicitării sistemului sanitar din județul Dolj. Faptul că din 2400 de persoane, 400 și ceva sunt internate în spital. Au forme de la mediu până la foarte grav. Din acest motiv avem cazuri în ATI, astfel încât, deși am deschis în prima fază, conform planurilor de reziliență ale spitalelor, paturile de terapie intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase, paturile de terapie intensivă de la Spitalul Județean, am extins cu 10 paturi terapie intensivă din nou la Spitalul de Boli Infecțioase. De vineri am dat drumul și la terapie intensivă de la Spitalul CFR. Locurile sunt insuficiente și nu sunt insuficiente pentru că nu ar fi personal sau mai bine zis, aceasta este limita pe care o are sistemul. Mai multe paturi de terapie intensivă nu pot fi înființate pentru că instalațiile de oxigen atât pot duce și pentru că nu există personal specializat care să le deservească. În acest moment, o să vedeți că o să vă spună domnul director de la Spitalul Județean, se încearcă operaționalizarea încă 8 paturi de terapie intensivă într-un spațiu care a fost preluat pe un proces verbal azi noapte de la Consiliul Județean. 8 paturi, dar pentru care nu există personal medical, nu există medici de terapie intensivă. Toate spitalele din țară vor medici de terapie intensivă. Este un număr limitat, nu putem să-i multiplicăm. Cei care sunt, aceia trebuie să lucreze. Deci, încă o dată spun, faptul că populația nu s-a vaccinat, că suntem un județ cu acoperire foarte mică, ne arată că suntem în această situație extremă, noi, Bucureștiul și Timișoara, din câte am înțeles, astăzi, cu numărul foarte mare de cazuri și cu numărul mare de cazuri grave în spitale. Ce apel fac către populație? Având în vedere că de mâine oricum se redeschid toate centrele de vaccinare, că medicii de familie, am avut discuții zilnice cu câte 10 medici de familie în fiecare zi ca să-i conving să intre în campania de vaccinare și au început să intre, într-adevăr, se cunoaște că de cam de 2 săptămâni au început să vaccineze medicii de familie mai mult, să se prezinte la vaccinare fie la medicul de familie, fie la cabinet, fie la centrele de vaccinare, să se vaccineze. Cât de repede pot, pentru că este singurul mod în care putem întrerupe lanțul de transmitere în care suntem acum cu creșterea aceasta exponențială. În momentul în care virusul se va întâlni cu o persoană vaccinată, cel puțin 70% din persoanele vaccinate nu preiau virusul. Și atunci, automat, se poate întrerupe lanțul de transmitere. În al doilea rând, rog populația să respecte măsurile de igienice, care le tot repetăm de un an și jumătate, dar le repetăm degeaba că am ajuns doar ca un papagal să le repet și nu le respectă nimeni. Distanțare fizică, purtarea măștii, spălatul pe mâini, evitarea aglomerărilor, reducerea la minimum posibil a contactelor interumane cu persoane despre care nu știm ce status al sănătății îl au sau status vaccinal, dacă sunt vaccinate. În acest moment, vreau să vă spun, de asemenea, să nu-și trimită copiii bolnavi la școală, sub nicio formă, indiferent că nu au cu cine să-i lase. Trebuie să-și găsească o soluție, își iau concediu de odihnă dacă nu au o altă soluție și stau acasă cu copilul bolnav. Nu-l trimiteți la școală, pentru că copiii sunt vectori de transmitere. Apoi, m-am mai gândit la niște recomandări, ca să zic așa. Am observat, în cadrul anchetelor epidemiologice, oamenii, n-aș vrea să folosesc un cuvânt urât, dar pot să-l spun în acest moment, în această situație gravă, mint. Deci ne mint la telefon că nu au contact direct. Nimeni nu mai are nevastă, nimeni nu mai are copii, nimeni nu mai are părinți, toată lumea stă singură în casă. Deci noi nu putem să mai identificăm contacții direcți, ceea ce este o mare problemă, pentru că acești contacti direct sigur se pozitivează și circulă printre noi. Și habar nu avem cu cine ne întâlnim.